Un grup de credincioși din Ungaria și România a mers săptămâna aceasta în pelerinaj la mai multe biserici și mănăstiri din Grecia și Muntele Athos. Alături de pelerini s-a aflat și preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Acest pelerinaj îl organizăm de mai mulți ani cu un mic grup de clerici și credincioși, atât din Ungaria cât și din România, între care se numără și părintele consilier cultural Origen Sabău. Pe deosebire de pelerinajele anterioare, cel din anul acesta a cuprins și o vizită în insula Egina, unde ne-am putut închina la moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, făcătorul de minuni, și am văzut cât de frumoasă este astăzi mănăstirea ctitorită de el. Pelerinajul în Sfântul Munte a avut două dimensiuni, aceea de a cunoaște și alte mănăstiri și schituri noi, cu toate istoria și valorile spirituale pe care acestea le adăpostesc, biserici construite și pictate în stil bizantin, sfinte moaște și icoane făcătoare de minuni, și pe de altă parte o încercare de a cunoaște mai bine felul de viață al monahilor atoniți prin participarea la slujbele lor, și putem spune că am săvârșit Sfânta Liturghie în mai multe mănăstiri și în special în schiturile noastre românești, Prodromul și Lacul. Atât din proprie experiență, cât și din mărturiile celorlalți pelerini, am putut constata că pelerinajul acesta a adus în sufletele tuturor multă bucurie și un prilej de mare binecuvântare. Pelerinajul se va încheia după slujirea de duminică aceasta de la catolicunul schitului Lacul.